Bună, eu sunt Maria și bine ați revenit pe canalul meu. În clipul de astăzi o să vă arăt parfumurile mele de la cei de la La Riv. Sunt niște parfumuri, deci o alternativă mai ieftină ale parfumurilor scumpe, deci nu sunt fake-uri, sunt clone, sunt replici, dupuri, cum vreți să le spuneți. Îmi plac foarte mult, de curând chiar am descoperit după care parfumuri sunt. Eu nu știam că sunt replici. Mie îmi place foarte mult cum miroase. Prima dată l-am luat pe acesta, In Love, care am descoperit că seamănă cu cel de la Giorgio Armani Si, pentru că m-am întâlnit cu o fată care era dată cu cel original și eu eram dată cu acesta și m-a întrebat dacă m-am dat cu Giorgio Armani. Așa, și am zis că nu, m-am dat cu unul de la La Riv. Și a zis că nu se poate, că și așa da și miroase, deci miroseam amândouă exact același miros, era identic. Și diferența de preț e foarte mare. Unul din acesta costă 30-40 de lei, depinde, le găsiți și la 20 pe makeup.ro. Au oferte ei, nu știu, când așa trebuie să urmăriți ofertele și eu le-am urmărit. Și am număr de 8 momentan, vreau să-mi achiziționez cât mai multe. Sunt foarte pasionată și interesată de ele. Am o listă întreagă aici, pe mai multe foi. M-am interesat de pe Fragrantica, nu știu exact cum se cheamă acel site, dar am văzut că și acolo se vorbește foarte mult despre aceste parfumuri, care și cu cine seamănă. Și sunt foarte lăudate. Le-am descoperit acum câțiva ani pe acestea, apoi am cumpărat anul acesta și astea alte. V-am zis că vreau să mai cumpăr cât mai multe, deci să vi le prezint. Acesta este Sweet Hope, care seamănă, probabil cunoașteți parfumul Far Away de la Avon, care și el a fost o replică după ceva. Să ne uităm aici pe listă. Sweet Hope e Christian Dior Hypnotic Poison. Acesta miroase foarte tare și l-am dat mamei mele, dar uitați-vă puțin cât de frumoasă este sticluța. Deci nu poți să nu o iubești. Le-am dat mamei mele pentru că mie nu-mi plac parfumurile tari, mă doare capul de la ele, nu pot pur și simplu să le folosesc, dar ei plac și mereu când miresc un parfum tare așa, îl dau ei și se bucură și le folosește. Mie îmi plac astea florare, fructate, așa, nu știu, nu prea îmi plac astea tari. Nu pot să stau în mirosul lor, dar așa sunt eu, nu prea am chiar tari, doar din astea așa, care îmi plac. Ăsta care e primul meu parfum, sunt la a treia sticluță, v-am zis miroase Asi de la Giorgio Armani, toate au 90 de mililitri, am uitat să specific. Îmi place mult acest parfum, e de toamnă și îl iubesc. Acesta, La Riv In Flame, seamănă cu Paco Rabanne, Olimpia, chiar tot așa, deci nu vă mint, m-am întâlnit cu o persoană care m-a întrebat dacă m-am dat cu Olimpia pentru că i-a testat o mostră și am zis că nu, m-am dat cu unul de la La Riv și i-am recomandat și a cumpărat și e foarte mulțumită de acest parfum și îmi zice că tot când mă vede mulțumește că i-am cumva arătat, i-am dat să încerce și l-a descoperit datorită mie, asta voiam să zic. Și îmi place și mie foarte mult acest parfum, tot pentru toamnă eu îl văd, ceva un pic mai aromat așa, e greoi un pic, dar îmi place toamna. Tot un parfum un pic mai greoi, e acesta, La Riv Touch of Woman, cu isele la Black Opium. Pe asta nu m-a întrebat nimeni, dar știu sigur că miroase pentru că am văzut și pe YouTube multe clipuri cu persoane care spun că aceasta miroase a parfumului celebru la Opium. Și aceasta e greoi, mai de seară îl folosesc tot așa acum când s-a răcit afară, nu mă dau mult, un puf, două pufuri maxim și miros multe ore. Deci persistența lor, astea mai ales mai tari, persistă câteva ore bune pe pielea mea, pe haine mai mult și pe păr tot așa mai mult, dar îmi plac foarte mult. Următorul, și acesta îmi place foarte mult, e dulce, așa ca o bombonică, nu știu. Îmi place mult, Madame in Love. Acesta e după un parfum de la Gucci, se cheamă Flora. E dulce, e cu fructe, miroase ea într-o grădină cu mulți pomi, nu mai a fructe.
Miroase foarte bine. Am primit multe complimente când am purtat parfumul acesta. Toată lumea m-a întrebat cu ce te-ai dat, cu ce te-ai dat. Acesta era, cu ăsta m-am dat. Îmi place foarte mult. Următorul de la, tot așa, Have Fun. Acesta nu mai știu exact cu ce. Stai să văd. Escada Mon Sparkle. Astea, da, știu că sunt două care seamănă cu Escada și acesta la fel. Love Dance. Tot așa, Escada Rock in Rio. Acesta. Ambele miros a... Mie îmi pare asta ananas, ceva fructe, flori, fructe, ceva light, așa, nu prea persistă ele mult. Chiar astea am văzut 4, deci 3-4 ore. Așa persistă pe mine. Sunt mai de vară, le-am folosit chiar vara asta, de la 90 de mililitri, nu prea se cunoaște. Și îmi plac. Pe aștept vara viitoare să le folosesc mai mult. Nu știu cum o să termin o sticlă de asta, dar uitați-vă ce frumoase sunt. Aceasta mai ales îmi place foarte mult sticluța. Și ultimul, In Love. Acesta să-l găsesc. Christian Dior Jador. Acesta, tot așa, nu m-a întrebat nimeni dacă am folosit acela. E un parfum nu prea cunoscut, adică la Jador. Îmi place și acesta, tot așa, vară. E potrivit pentru vară, nu pentru sezonul ăsta. Vreau să vă întreb dacă și voi aveți parfumuri de la cei de la Larif, să-mi spuneți în comentarii pe care le aveți și dacă vă plac. Și dacă cumva vreți să știți o alternativă ieftină a unui parfum care e scump, de exemplu, ați mirosit un parfum scump și vreți să știți să vă cumpărați de la cei de la Larif și nu știți cum se cheamă, lăsați în comentarii și eu dacă știu, vă spun. Cam atât. Pa!